Mai multe unități de învățământ din Gorj au fost afectate de cutremure, comisiile de verificare stabilind că unele dintre acestea sunt chiar un pericol. Prefectul de Gorj spune că în unele dintre acestea se va interzice activitatea. Au fost 11 unități de învățământ verificate. Vă spun că în momentul de față la Tudor Vladimirescu ar fi o problemă în ceea ce privește corpul vechi al clădirii, unde sunt afectate cel puțin partea de etaj, 4 săli de clasă și holul central, din ce am înțeles, și cancelaria, unde se va interzice activitatea. În momentul de față, având în vedere că sunt destul de mari fisuri și clădirea este destul de veche, partea de corp vechi. La fel la liceul de la Bârsești, avem corpul B, corpul vechi al clădirii, unde se va interzice de asemenea activitatea. În celelalte școli nu sunt, din ce s-a văzut, din ce s-a observat, nu sunt afectate structura de rezistență, dar avem în mai multe școli afectat acoperișul, căderi de țiglă, coșurile de fum. Zona de nord a județului este verificată în zilele următoare. Cristina Cilibiu susține că săptămâna viitoare unitățile de învățământ cu probleme pot desfășura programul școala altfel, iar elevii să facă activități în afara școlilor. Din detaliile pe care le am în momentul de față la Arcani, într-adevăr, ar fi o școală destul de afectată, ar fi fost afectată structura de rezistență, la fel și la Runcu. Din sesizările pe care le avem, ar fi mai mult și un drum forestier care este blocat pentru că au fost căderi de stânci acolo și este blocat drumul. Școala de la Susen, la fel de la Runcu, ar fi afectată. Comisiile sunt în momentul de față în teritoriu. Vreau să vă spun mai mult de atât. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean s-a luat decizie, s-a transmis în teritoriu ca fiecare unitate administrativă teritorială, de fapt fiecare unitate de învățământ ar trebui să decidă până mâine la 11 ar trebui să facă Consiliul de Administrație, pentru că săptămâna viitoare avem posibilitatea să fie școala altfel, în așa fel încât copiii să nu se întoarcă în unitățile de învățământ și să desfășoare activități în afara unităților de învățământ. Echipele de verificare au constatat că sunt afectate și clădiri în care funcționează instituții publice, însă acestea nu au afectate structurile de rezistență.